centre militare au primit îngrijiri medicale. Conform informațiilor noastre, trei pompieri au suferit leziuni la nivelul picioarelor, mai mult, un al patrulea pompier a suferit primul am dat un pic drumul la pădure, să văd dacă merge. Și merge? Da. Pădura merge. Am găsit și niște becuri pe aici care nu merg, dar nu știu de ce. Am fost la Icatrust ieri. A, de ce? Ca să văd dacă au. Și? Nu. N-are, a? Aia, lasă, mă, dacă zici că are ăla. Iar am dormit toată ziua, să am dormit. Așa. Am fost la autoclas. Să vedem de luni încolo dacă e. Tot pentru ăla? Da, pentru. Dar compresorul e pus pe ea acum? Da, e nou. Da. Și ăsta, de ce nu-l schimb cu totul? Că văd că e usat. Îl schimb, dar nu se găsește. A? Se găsește numai pe comandă. Se am fost pe 23 august la Icatrust, a zis că pe ăsta nu mi-l poate aduce. Am fost, nu la IERC, următorul după IERC, știi, cel de-n capăt. Că mi-am luat și bec pe partea asta. Că vineri când am luat-o, la Prahova mi s-a prinde, până asta. Mm. Mi s-a prinde când s-a arde becul, știi? Mm-hmm. L-am luat ieri. Când l-am luat ieri. Și l-am pus. L-am luat, l-am pus. Ce crezi? La Arcea. Nu, n-a reușit să-mi scot. S-a avut bec așa, cred. Și a... Pinii erau un pic afumați, dar la bec, știi care e fundul, soclul ăla al lui. Fundul lui de plastic. Jumate din el s-a topit. Totuși mai ai o bătaie. Nu știu să vorbesc cu ăsta. Să uite când duce, dacă o duc aici, la autoclas. Nu știu ce naiba, e amortizor, nu știu ce. Nu știu dacă sunt amortizoare sau bucșile de la amortizor. Da. Vorbesc cu el să vedem, că alea nu se scupe bucșile. Chimbam bucșile. Dar să vină 14. Că ai mei nu mai vor să mai mergem la Brașov. Și compresorul, dacă îi dai drumul, nu scornești, nu? Merge și să oprești. Merge să oprești? Are beroare în climă. Că am văzut pe internet. Trebuie să ștergi eroarea din climă sau dacă nu merge, intri pe calculator, le ștergi și după ce le ștergi, apeși pe nu știu ce buton, pe butonul ăsta și... Da. Malfunction.
spațioasă așa, mare. Ieri am venit, că am văzut că mai sună, dar am văzut aseară. Am venit de la antrenament cu ăla Nicu, m-am apucat de o țuică, după aia am mâncat și m-am culcat. Ce e? Păi nici eu, ieri am, de vineri, începe la bunica de pe acolo, până dimineața la 7. Am venit acasă, după ce a fost, am trecut de ora 1, am plecat până la 11, pe acolo, la Ecatrus, de la Ecatrus la Chelios, de la Chelios, că el nu are sâmbătă deschis, să mă întreb. Cheliosul? Da. O avea când avea de lucru, dar cred că... Așa. Am fost la... Tu știi cine mai are, mă, dar nu știu să-l întreb, să vorbesc. Ăla, piciul ăla care e la el acolo. Ăla repară și are și garajul unde repară acasă. Cine? Ăsta alu Chelios, ăla, un... Tucio? Alex ăla. Și după care am fost la autoplan, s-a făcut 11:30, când am făcut un pic de ordine, m-am mutat până așa, pe supragerie, m-am mutat. Ia las că vorbesc cu el, trebuie să mă dau. Am și numărul lui de telefon. Și spun, bă, uite așa, așa, Lucian, cum merge de zola, are o eroare. I-a schimbat cu impresorul și... Trebuie să-i pui testerul, pe aia să vezi și dracu' eroare. N-ai văzut ieri că a fost ciolacul la Valea Doftanei?